Bună, dragilor! Bine ne regăsim la un nou minut de conștientizare alături de mine, Alexa, cum mă știu mulți, sau Alexandra. Uh, continuăm, nu? Continuăm cu cei născuți în luna iunie, cu rolul lor social, bineînțeles. Uh, eh, uite, avem tot niște pacifiști, de altfel. Uh, cei născuți în luna iunie sunt văzuți ca fiind sexoși grupului, nu? Femeile, masculi, da, foarte arătoși, de obicei cei născuți în luna a șasea și chiar cumva să știți că dacă sunteți născuți în luna iunie și, uite, spre exemplu, sunteți femeie, nu știu, dacă vă fluieră lumea pe stradă sau dacă primiți anumite complimente, poate unele mai plăcute, altele mai de ochiate, am putea să spunem, sau cumva latura asta în care lumea așteaptă să fiți mai, uh, spre, la, mai predispuși sau mai dispuși spre relații sexuale, inclusiv pentru adulți, bineînțeles, uh, da, dar șasele le-ai văzut așa prin latura asta uh, de sexy, de sexuală, de apetisantă, de da, bărbații și femeile născuți în luna șase sunt apetisanti, sunt, arată bine ce mai, da? Mascul și femeile, exact așa cum spuneam la început, da? Mișto, este un rol social, dar unii îl pot duce în latura exagerată, în sensul că se pot îngriji extraordinar de mult de tot ce înseamnă modul în care arată, modul în care se îmbracă, dar rolul ăsta social vi se cere să fiți, într-adevăr, estetici, să arătați bine, să vă îngrișiți, da? să... În același timp să fiți oameni cumva de casă, de familie, buni prieteni, da, cumva care aduc linea, liniștea și pacea în, în grupurile din în care fac parte și au această tendință, cei născuți în luna iunie, să vrea să împace pe toată lumea, dar atenție, nu se poate să împace pe toți, dar, într-adevăr, rolul social asta cere. În latura negativă, șasele poate deveni uh, un perfecționist, am putea să spunem și el este, dar ideea este că critică foarte mult, dar critică în aspectul ăsta de cum să se facă lucrurile, da? Uh, și bă, e posibil să fiți văzut ca fiind adică așa este și uh, o cifra banului și atunci cei care doresc cumva resurse uh, materiale și nu numai resurse de tot felul și șasele este cifra plăcerilor, da? Deci, posibil unii dintre cei născuți în luna șase chiar să aibă ceva kilograme în plus, dar chiar și așa, da? Deci, sunt văzuți ca fiind mai pofticioși, mai pun accentul dacă una din plăceri este mâncarea, că nu este obligatoriu să fie mâncarea. Așa, acum, depinde, asta e un rol social, da? În social este posibil să dispui diverse plăceri, dar în interior, bineînțeles, să funcționezi diferit, da? Felul tău de a fi să fie cu totul altul comparativ cu rolul tău social. Da? Dar atenție un pic la critica asta excesivă pe care o puteți face, când este așa pedagogia din voi și vreți toți să vă urmeze, să vă fie ucenici și voi știți cel mai bine cum se fac lucrurile, aici e o latură negativă da? și intrați în chestia asta de a critica pe toți și, um, din jur, uh, cumva în sensul ăsta de uh, a le spune altora ce să facă și cum să facă. Bun. Dar, de altfel, oameni foarte mișto, da? foarte atrăgători, am putea să spunem. Chiar aștept feedback-ul vostru, cunoașteți persoane născuți în iunie uh, sau și la copii se vede, bineînțeles, frumusețea pe care o are un șase uh, și vor căuta încă de micuți, apropo, copiii născuți în luna iunie să arate într-un fel anume, să aranjeze, să dichisească și toate celelalte. Dar aștept și feedback-ul vostru, eu știu că așa este. Mi s-a probat deja de mult prea multe ori de ani de zile când numerologia funcționează, eu nu mai am nevoie de dovezi, dar sunt sigură că voi care sunteți la început v-ar prinde bine dovezi, așadar vă provoc să căutați în, în jurul vostru persoane născute în zilele care le discutăm noi aici sau lunile în cazul rolului social și să testați. Este așa? Nu este așa? Și dacă totuși observați că nu este așa, eu zic să-mi ziceți. Poate vă ajut să vedeți sau există posibilitatea să fie și anumite particularități pe care, bineînțeles, nu le putem discuta aici, nu ne permite timpul, dar voi face la un moment dat și live-uri și atunci, cu siguranță, mai putem discuta în detalii. Până data viitoare, urmăriți-ne pe YouTube, Facebook, Instagram. Spor la conștientizare.